De dimineață, în fața sediului Poliției Locale din Giurgiu, s-au adunat peste 40 de polițiști locali pentru a pleca spre București la o acțiune de protest. Acțiunea a fost organizată de sindicatul Prolex și are la bază nerespectarea mai multor drepturi ale polițiștilor locali, printre care norma de hrană, școlarizarea polițiștilor și creșterea numărului acestora pentru ordine și siguranță publică. Cu norma de hrană, în al doilea rând, prelungirea termenului de școlarizare, care știm cu toții că se termină anul ăsta pentru polițiștii locali, în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, suplimentarea polițiștilor locali, și aici vorbesc de cei din stradă, de la ordine și siguranță publică. Deseori discriminați și mai nou mustrați în public, atât de conducere cât și de către primar, polițiștii locali sunt hotărâți să recurgă la toate formele de protest legale dacă nu le sunt respectate drepturile. Noi sperăm că vom găsi înțelegere. După cât am înțeles de la președintele sindicatului Prolex, domnul Vasile Lincu, în jurul orelor 17 este invitat la ministerul în cauză pentru negocieri. Dacă nu se va rezolva, poate vom apela sau vom protesta, vom intra în grevă și greva înseamnă întreruperea activității. Sperăm să nu se ajungă acolo și să fim înțeleși. La protestul din Piața Constituției, din fața Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, polițiștii vor avea fețele acoperite, spun ei, pentru că sunt anonimi în fața autorităților. Prin aceste măști denumite masca Anonymous, vrem tot un fel de protest, că suntem anonimi, suntem polițistul local fără nume, fără grad, fără funcție și vrem să le arătăm politicienilor că suntem în momentul de față anonimi pentru ei. Dacă revendicările polițiștilor locali din România vor fi soluționate, vom vedea în perioada următoare. Până atunci însă, municipalitatea a pornit un fel de sondaj de opinie pe pagina de Facebook pentru a afla ce comentează giurgiuvenii cu privire la activitatea poliției locale. Polițiștii locali din Giurgiu spun, ca un drept la replică, faptul că așteaptă un astfel de sondaj și referitor la părerea giurgiuvenilor despre primăria Giurgiu.